când pot sătura sindicatul dumneavoastră, doamne, să ne mai reclamăm. Iar noi, restul, așa, cât să mai suportăm reclamații astea? Pentru ce? Care-i treaba? Nu înțeleg. Iar dumneavoastră, prin simplu faptul că sunt sindicatul ăla, da? Le dați girul, deci le dați dreptul acelor indivizi să se ducă la televizor și să ne măscărească instituția, doamne. Dați-i, domnul director, în judecată, că dacă ies pe post, și da, se duc la televizor, să-și asume și responsabilitatea. Și sigur că da. Eu nu pot să ies pe post să spun despre... Eu am alte treburi de făcut. Eu da, am alte treburi de făcut și sigur că da. Nu dați un singur lucru, da? Să nu uitați că dumneavoastră dumneavoastră în întreprinderea asta lucrați. Și imaginea dumneavoastră, personal, ca femeie, da? Este dată de imaginea instituției și invers. Imaginea instituției este dată de imaginea noastră și a lui și a mea și a lui și da? Ei, deci țineți minte un singur lucru, aia care vă reprezintă, da? Să duc la televizor și spun, instituție de căcat, da? Din care și noastră faceți parte, deci dacă instituția e de căcat și noi suntem de căcat, da? Eu n-am zis așa ceva. Păi nu dumneavoastră, aia pe care dumneavoastră e lunar, le dați bani ca să vă reprezinte. Eu n-am nimic împotrivă. Faceți că este libertatea aceasta să alegeți. Dar eu vă spun cum văd eu treaba, mă înțelegeți? N-a știu că sunteți membru de sindicat, dar dacă tot aflai acum, ai văzut pentru că eu am mai spus-o și jos în sală, i-am spus-o și lui Micu direct în față. Mă, băiatule, păi tu dacă lucrezi în instituția asta, te duci la televizor și spui că e o instituție de căcat, mă? Pentru că Micu s-a pus, lucrând aici, da? S-a pus la televizor și a spus ce proști suntem noi. Băiatul ăla nu vinde la minte, mi se rădă. Dacă sunt prost și dacă e de căcat, fac din gură, mă duc să mă bat toaca pe la televizor. Încerc să nu mă observat cu treaba asta, nu mă duc să spun. Mă bat cu căluna, ce prost sunt. Păi, înseamnă că ai probleme cu intelectul. Iar atâta timp noi suntem să facem puțin abstracția, da? De restul colegiilor. Noi am fi întreprinderea asta, noi aici, da? Ăștia, chiar suntem cinci, da? Noi cinci am fi, da? Păi bun, dacă Bogdan vorbește unul despre noi și în față și toată lumea zice, noi, eu acum, când ne așteptăm la masă, mai țin lângă mine la masă, îi dau șutul bun. Păi ce, el s-ar mira? Uite, îmi dă un șutul bun. Păi dacă vorbește unul de mine, dar eu am un șutul de curs, ce să fac?